Plahotniuc va încerca să-și folosească, să folosească aceleași instrumente, doar că asta nu-l ajută. Oamenii urăsc această guvernare și mai mult, și oamenii care au fost în piață acum și oamenii care au văzut prin intermediul mass media obiectivă și echidistantă ce s-a întâmplat. Deci aceste lucruri nu aduc puncte guvernării. Guvernarea nu înțelege acest lucru. Aceste lucruri nu consolidează încrederea partenerilor străini în această guvernare. Aceste acțiuni ale guvernării de a folosi anumite personaje împotriva oamenilor care se opun guvernării doar discreditează și mai mult această guvernare și respectiv întăresc încrederea și celor de acasă și celor de peste hotare că avem de-a face cu un regim dictatorial în Republica Moldova. Așa că dacă de asta, la asta îi duce mintea, pot să continue, dar rezultate de aici nu vor avea. Data viitoare ar fi bine ca Plahotniuc să nu mai trimită Pișor, să vină el. Să vină el acolo în piață și noi o să avem grijă să să-l protejăm și o să-l servim cu de toate. Dar să vină el, să nu-și trimită tot felul de pilonaj din ăștia cu care au furat miliardele în Republica Moldova și pe care îi primblă pe la proteste, pe la televiziuni și pe alte locuri. Dacă are vreo pretenție Șor, să o înainteze lui Plahotniuc, după modul inuman în care acest Plahotniuc l-a scos în față, dar de suferit n-ar fi suferit el, ar fi suferit niște oameni necăjiți care au fost aduși acolo pentru niște tușoncă și grecica.